Bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi facem săpunul cu aloe. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Săpun cu aloe. Bună ziua, bună ziua! A ajuns forma, ia uitați! Așa. Și vom face săpunelul, astăzi o să facem cu aloe. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Așa. Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem săpunul cu aloe, cu ulei de măsline. Aici am ulei de coajă de lămâie și de portocală și am să pun puțin. Puțină apă, sodă caustică și aloe. Așa, eu am să fac doar un sfert din porția întreagă. Mi-a venit forma și am să fac în aceste forme. Vedeți? Așa. Și am să fac 4 săpuneli micuțe. Și la 1 kg de ulei de măsline. Bună ziua, Vicky! Bine ai venit! Bine ați venit tuturor! Vom pune 160 de apă și când facem un săpun normal și dacă adăugăm gelul de aloe, scoatem din apă și completăm cu gelul de aloe. Până la... Nu, începem de la capăt. Mai așteptăm puțin. Așa, ca să mai intre cineva. Mă scuzați. Așa, și sodă caustică 130 de grame. Eu astăzi am să folosesc aceste uleiuri făcute cu coajă de portocală și de lămâie. Deci, repetăm. La 1 kg de ulei de măsline ne trebuie 300 de apă. Și vom pune 160 de apă și 140 de gel de aloe și 130 de sodă caustică. Și o să avem nevoie și de mănuși. Eu mi-am pregătit și ochelarii. Așa. Și ochelari. Un mixer vertical. O să avem nevoie de pulpă de aloe. Vedeți? Așa, de la plantă, sodă caustică, ulei de măsline, eu fac doar un sfert din porție și puțină apă și am să pun și ulei de coajă de lămâie și de portocală făcut de noi. Așa. Și repetăm ingredientele. La 1 kg de ulei de măsline punem 300 de grame, cântărit în grame, 300 de grame de lichid, de apă. Și dacă noi adăugăm gelul de aloe, scoatem din apă și punem aloe. Deci la 300 de lichid punem 160 de apă, 140 de gel de aloe. Facem 300. Și 130 de sodă caustică. Așa. Și dacă punem uleiul, cum pun eu, uleiul de lămâie sau ulei de portocale din coajă făcut, eu am scos din ulei, deci de la 1 kg și adăugăm uleiul ca să facem 1 kg. Deci cât punem aici, scoatem din uleiul de măsline. Și să începem. Eu aici am 200 de ulei
și până la 250 am să completez cu uleiuri de lămâie și de portocale. Așa. Am 40, deci am să pun 75 de lichid, 40 de apă și o să scoatem 35 din pulpă de aloe. Să cântărim și soda caustică, ne trebuie 32,5 grame. Și o cântărim, așa, punem puțin câte puțin. Eu am să-mi pun și mânușile, ia să vedem dacă nu intră. Așa. Să-mi scot degețelul. Și să ne pregătim. Așa, o să mai am nevoie și de palete din lemn. Vedeți, eu am două bețișoare pentru că am puțină compoziție și să amestecăm. Un mixer vertical. Le punem mânușile și să începem. Așa. Să începem, să începem. Să-mi pun și ochelarii. Și cu ochelari. Și acum să desfacem soda. Aveți mare, mare grijă când lucrați cu soda. Și am să pun așa aici. Am să pun așa cum cântar. 32,5. O să iau așa cu lingurița. Așa, am cântărit soda. Închid și o dau deoparte. Să dăm uleiurile așa deoparte. Dăm și forma noastră, ne trebuie la urmă. O dăm, punem aici într-o parte. Și avem apa și soda. Așa. Deci, 40 de apă și 35 de pulpă de aloe. Deci ne trebuie 75 de lichid. Repetăm, 40 de apă și aici avem 32 de sodă. Și aici, la 40 de apă, o să completăm cu gelul de aloe și o să-l punem imediat după aceea. Și acum, cu mare, mare grijă, am să deschid și fereastra. Că face reacție. Așa, și punem peste apă, punem soda noastră încet. Așa. Așa. Punem una peste cealaltă și acum lăsăm să se topească. Și, deci o să ne trebuiască 35. Am pus 40 de apă plus 35 de gel, 32,5 de sodă. Așa. Și acum tăiem capetele aici. Și scoatem gelul. Scoatem
sandwich din... Vedeți? Și-l punem așa, să-l cântărim. Așa. Și îl punem așa aici să-l cântărim. Trebuie 35 de grame. Așa. Rojile. Vă dați pe față, pe decolteu. După ce faceți, este foarte bun. Așa. Am pus aici 35 de gel. Am să-l mai măsor o dată, am să-l mixez puțin. Așa. Să-l mixăm. Așa, ia uitați-l. O dată. Și dăm deoparte. Și amestecăm. Ia uitați. Și acum adăugăm gelul nostru. Și-a schimbat puțin culoarea și amestecăm așa bine. Acum avem 200 de ulei și să cântărim 50 de ulei de coajă de portocală cu lămâie. Și am să cântăresc așa într-un vas unde am să mixez săpunul și am să-l fac. Așa, și am să iau 50. Și pun 25 de lămâie, 25 de portocale. Avem uleiul de portocale, din coajă de portocală și de lămâie, 25 și 25 și avem 50. Punem 200 peste de ulei de măsline. Așa. Aici mai amestecăm în sodă.
Și acum punem compoziția noastră de apă, aloe și sodă caustică peste uleiurile noastre. Dăm deoparte. Și amestecăm puțin. Și acum, cu un mixer vertical, o să mixăm aici. Să fiți atenți să nu sară, așa pe voi. Și amestecăm până se formează ca o smântână groasă. Așa, încă este lichidă. Pe amestecăm. Așa, lăsăm așa. Scoatem din priză, dăm deoparte. Așa. Și aici avem forma noastră, vedeți? Eu abia am primit-o astăzi. Am comandat-o. Așa. Și are floricele frumoase pe... Așa, când o să întoarcem să punem, să fie frumos. Și o să-l punem așa în aceste forme. Sper să-mi iasă 4. Așa. Așa, batem puțin. Și o să iasă 4 săpunele. Batem așa ca să intre în toate la forma de pe față, ați văzut cu flori, să intre peste tot, să se vadă frumos. Așa. Și am făcut săpunul și mâine o să-l scoatem, sau poi mâine o să-l scoatem din forme. Și acest săpun, peste 40-60 de zile, este gata pentru spălat pe corp, pe față. Este foarte, foarte bun. Nu înainte. Așa, aici ne-a mai rămas puțin. Ia să vedem, eu mai am așa o formă, o mașinuță. Ia uitați, facem pentru un băiețel mică, mică. O să pun subțire. Așa. Gata. Și acum batem. Așa. Și avem săpunelul nostru cu aloe. Ne-au ieșit 4 săpunele. Și unul micuț. Să-mi scot și mănușile. Așa. Și cu gelul care v-a rămas pe pahar, pe pahar, pe... Așa, nu-l aruncați. Îl vă dați pe față, pe corp. Este foarte, foarte bun. Și cu frunzele rămase tot la fel. Vă dați pe față. Așa, pe la riduri, pe unde aveți, peste tot, așa vă dați.
Așa. Eu nu am nimic pe față, să știți. Îmi permit să mă dau, că nu mă dau cu nimic altceva decât pe ochi și pe buze. Acesta este săpunul, trebuie lăsat să se usuce 40-60 de zile și mâine îl scoatem din forme. Mâine o să vedem cum arată. Să încercăm să scoatem din forme, încă este moale, vedeți? Așa arată săpunelul. Această formă am cumpărat-o ieri, mi-a ajuns și abia așteptam să fac acest săpun. Să vedem cum iese pe partea cealaltă. Așa, acesta este săpunelul cu, vedeți, de la mașinuța. Mi-a rămas puțin compoziție și am pus în această formă. Și acum am să pun o foaie de hârtie deasupra. Am să-l torc și ia să vedem cum o să iasă, să le scoatem. Să scoatem din formă, încă este moale. Așa. Au ieșit două. Au ieșit două. Ia să le scoatem și pe celelalte. Cum a ieșit. Super! Ia uitați săpunelul. Oh, ce frumoase sunt! Așa. Îmi place această formă. Vedeți? Așa. Super, super, super. Ah. Acum, lăsăm acest săpun să se usuce circa 40-60 de zile, ca să-l putem folosi pe pielea noastră, având în vedere că este făcut cu sodă caustică, să nu ne usture pielea și să ne irităm. Super a ieșit. Trebuia lăsat încă o zi și scos mâine, să se mai întărească puțin, dar eu eram foarte, foarte curioasă să văd cum este deasupra. Așa că l-am scos astăzi. Dar îl lăsăm să se usuce. Ia uitați-o cum arată săpunul. Așa. Și o să facem cât mai multe săpuneli în această formă. Așa. Deci din 250 de grame de ulei de măsline am pus, mi-au ieșit aceste 4. Am pus 35 pulpă de aloe și 40 de apă și 32,5 de sodă caustică. Așa. Și apoi în uleiul de măsline, eu am scos 50 de grame, deci am pus 200 de grame de ulei de măsline și apoi am pus 50 de grame ulei făcut de noi din coș de lămâie și coș de portocală, 25 și 25. Cine nu are coș de portocală, pune ulei din coș de portocală și lămâie, pune doar uleiul de măsline. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine și ne vedem cu următoarea rețetă.